Mănăstirea Sfânta Treime din Drăgănești, Vlașca, județul Teleorman, și-a sărbătorit astăzi hramul. Cu acest prilej, slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului. Sfânta Liturghie de Hram de la Mănăstirea Sfânta Treime din Drăgănești, Vlașca, județul Teleorman, a fost oficiată astăzi de Preasfințitul Părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului. Slujba a fost săvârșită la altarul de vară al Sfântului Locaș. Ierarhul a vorbit despre sărbătoarea Sfintei Treimi. Pentru că mintea omenească este iscoditoare și de multe ori omul voiește să înțeleagă mai mult decât poate el să înțeleagă, și asupra acestei taine a Preasfintei Treimi s-au făcut încercări de explicare. Cum trei persoane formează un singur Dumnezeu? Sau cum este un Dumnezeu în trei persoane? Ori este unul, ori sunt trei. Mintea omenească, desigur, nu poate să înțeleagă această taină. Și totuși, luminată de Duhul Sfânt, mintea omenească a unor oameni cu viață sfântă îmbunătățiți, a arătat câteva asemănări care ne ajută cumva să înțelegem taina Preasfintei Treimi. Mănăstirea Sfânta Treime din Drăgănești, Vlașca, a fost înființată în anul 1998 într-un vechi conac ce a aparținut în perioada interbelică moșierului Anghel Capra.